Bun găsit, dragi telespectatori! Bună seara, vă spune Aura Stoienescu la emisiunea Viața Gorjului. Iar invitatul meu în seara asta este colegul nostru, Cornel Șomăcu. Bună seara, Cornel! Bună seara, bine v-am găsit! De ce l-am invitat pe colegul nostru? Ne invităm așa între noi? Nu pentru că n-avem invitați, dragi telespectatori, deși se mai întâmplă să-ți dispare invitatul în ultima clipă, ci pentru că ieri colegul nostru, Cornel Șomăcu, a lansat a 10-a sa carte, Moștenirea Maghierilor, și ieri 29 aprilie 2014, pentru cei care vor urmări emisiunea după aceea pe internet, facem precizarea. Și vreau să vă spun că este omul care scrie cărți de dragul de a scrie și nu face nici plagiat, după câte am văzut, pentru că eu am un obicei, nu la Cornel, că cu el m-am convins că lucrăm împreună la Vertical de vreo 10 ani, dacă nu mă înșel. Mai avem puțin și facem 10 ani. Și această carte, că despre ea vorbim în primul rând, Moștenirea Maghierilor, am să te rog să o arăți tu la cameră, Cornel, la camera de prim plan. Această carte deosebită s-a născut din articole însăilată și adunate, multe, multe articole din săptămânalul Vertical. Vertical. E ceva deosebit că te apleci asupra istoriei. Este Moștenirea Maghierilor, familia Maghierilor care are la noi în Gorj, la ora actuală, chiar obiecte la muzeul nostru de la Târgu Jiu. Nu, mai are încă pământuri din vechea averea Maghierilor. E adevărat, pământul este închiriat unei familii din Cojan, din câte mi-aduc eu aminte, dar mai are și alte lucruri care amintesc de maghieri. Poate o să vorbim pe această emisiune, garantat. Vreau să spun doar telespectatorilor și spuneam că sunt cărți care le faci pe bune pentru că am eu un obicei. În momentul în care cineva îmi trimite un articol și nu e vorba de colegul nostru cu care am înființat Verticalul de când se știe și nu-l bănuiam de asemenea fapte, știți că se poartă plagiatul. Colegul nostru este omul care se duce la arhive, care descoperă documente, care scrie pe baza documentelor și care scrie articole și cărți originale, necopiate, da? Eu sper că sunt necopiate, însă am avut surpriza alta să aflu pe alții, da, să fiu copiat de către alții. Deci și ești cauza plagiatului. Da, chiar m-am trezit, nu o să mai amintesc foarte mult, decât că monografia Comunei Bălești, carte publicată de mine în 2008, am avut surpriza să reapară în anul 2011, într-o carte publicată de editura Universității Constantin Brâncuș. E adevărat, plagiatul mi-a fost semnalat de către colegii din presă, nu știam de el, deci n-aveam de unde să știu acea carte care a apărut probabil într-un tiraj de 5-6 exemplare în primă fază. Între timp s-a mai modificat câte ceva, dar pe ansamblu tot textul meu a rămas și în noua ediție din ce am văzut eu. Dar puțin mai contează, pentru că între timp va apare o ediție a doua a monografiei Comunei Bălești, mult adăugită, adică dublată practic ca și număr de pagini și ca informații. Sper să ia să fie gata în această vară sau la zilele Comunei undeva în această toamnă. Aș vrea să spunem că tu ești profesor de istorie și că dacă avem o pagină în Vertical de istorie și dacă avem o viitoare emisiune care se află în noua noastră grilă Cine a fost odată în Gorj făcută de Cornel Șomăcu, este o emisiune documentată, așa cum își scrie și cărțile și articolele în Vertical, adică veți avea ce vedea, facem avanpremieră. Da, să ne lăudăm de aici. Da, trebuie spus că acea emisiune nu apare întâmplător, nu în faptul că ea continuă de fapt o tradiție, a mai existat până alt post de televiziune, ci pentru altceva. La Dar Vertical. A fost tot a ta, emisiunea, da, bineînțeles. Ideea ta, da. Creația ta, inclusiv și, numele. Da, și în parteneriat care vine de la Da, emisiunea, da, în parteneriat cu Societatea de Științe Istorice, deci nu e nicio problemă și nu cred că e un secret din acest punct de vedere. Aș vrea însă să subliniez altceva. Lângă Vertical, în ultimii ani, au venit niște colaboratori dragi nouă și extrem de valoroși de la Serviciul Județean al Arhivelor Naționale, de la Muzeul Județean, chiar alți iubitori de istorie, publiciști, domnul Ion Elena, care are, da, o pagină, domnul Ion Elena, acele reportaje, da, care te lasă așa un pic cu gura căscată. Da. Nu, dar putem să numim și pe Andrei Popete, putem să numim și pe alții care au Albinel Firescu, nu mai vorbesc, de la muzeu, și ceilalți colegi de la arhive, care și au de la adus, muzeu, da, și la care muzeu, au care au adus și au făcut din Vertical un nume cel puțin pe domeniul cultural al cercetării științifice și nu spuneam nu întâmplător, pentru că articole din Vertical s-au regăsit după aceea sau au fost
începutul unor cărți, nu numai în cazul domnului Ion Elena, care pe un domeniu conex, și în cazul meu, și în cazul lui Albinel Firescu, Valentin Pătrașcu, cine mai e, Ion Hobeanu și alții, care au publicat în vertical Dumitru și apoi Hortopan, s-au regăsit, Dumitru Hortopan, da. Unii s-au regăsit, deci materiale publicate în vertical au ajuns după aceea în anumite cărți. Iar pentru cine nu ne crede, aici în subsolul paginilor, de multe ori este trimitere la articole din vertical, nu vă mai arătăm pentru că e foarte mic scrisul ca în orice carte și să ne credeți pe cuvânt. Da, și cartea... Și apare și în sate, ven cartea asta, dragi spectatori, la pagina 7, haide să mă... E Cornel invitatul, dar vorbesc eu mai mult. O să tac imediat, dar să laud și eu în satul că am interes aici. Da, deci la pagina 7 spune așa. Nu spun eu, spune cel care a scris prefața acestui volum, e vorba de Marius Muzera. Probabil că știa, deci chiar nu i-am șoptit de data aceasta. Iată, lucrează neîntrerupt în presa locală, vorbește de tine, bănuiesc. Așa, din anul 1994, conducând publicații de prestigiu ca Opinia, 7 zile, Asalt și Vertical. Aici te-ai oprit și sper să te oprești, să ducă Verticalul ani mulți înainte alături de noi și împreună cu noi. Realizator emisiuni radio pe teme de învățământ și istorie, Școala Gorjană, Călător în țara lui Cronos, Ordinea de zi la Radio Târgu Jiu. Începând cu anul 2008, este realizatorul unor emisiuni de televiziune, Repere, Cine a fost odată în Gorj și Telebac 2012 de la Gorj TV și nu trebuie să ne dăm la o parte, toată lumea știe că și eu și tu am fost la Gorj TV. Da, bineînțeles. Așa, și la alte televiziuni, de exemplu, eu și tu, la alte radiouri. Așa. Școala Gorjană și Viața Gorjului la Ensat TV. Și tot aici vei rămâne, da? Sperăm că da, mai ales că aducem, iată, și aducem și emisiunea de istorie, care din ce știu că era destul de iubită la momentul când se difuza pe un alt post de televiziune, cum spuneam, și în același timp de foarte multe ori în județ în ultimii 2 ani de când noi am dat drumul acestui proiect Ensat TV, mă întrebau unii, domnule, dar de ce nu mai faci Cine a fost o dată în Gorj? Pentru că erau lucruri interesante. Și noi am încercat să răspundem, mai ales că tot bătem județul. Așa, tot bătem județul în un și în lat și am încercat să răspundem acestei. Așa că în 9 aprilie ne vom întâlni din nou cu Cine a fost o dată în Gorj. O emisiune în care vă veți întâlni cu tot ce înseamnă istorie locală și puncte de reper în istoria locală, că tot am început să facem o avantpremieră a acestei emisiuni, și inclusiv cu Magheru. Inclusiv cu ce înseamnă magherul astăzi. Promis să te documentezi și din cărțile tale. Da, bineînțeles. Nu, vreau să vă spun că această carte cuprinde și și există și un interviu de televiziune făcut cu ani în urmă cu Vlad Magheru, ultimul magher, ultimul reprezentant al acestei familii, dintr-o anumită ramură, pentru că mai sunt și altele colaterale care supraviețuiesc încă și au, să zicem, generații mai tinere de oameni. Vlad Magheru, care în Gorj a devenit cunoscut prin intermediul verticalului, Vlad Magheru, care ne-a permis să scoatem în 2007 zestrea magherilor împreună cu Dumitru Bunoiu, regretatul Dumitru Bunoiu, și Vlad Magheru, care spuneam în acest interviu din carte, e adevărat, făcut în urmă cu un an, îmi spunea multe lucruri despre ce înseamnă istoria și mai ales despre ce înseamnă să nu uităm în presă de istorie, pentru că sub goana după cotidian, după senzaționalul ieftin, uităm lucrurile esențiale. Și, de fapt, cartea aceasta cam asta vrea să demonstreze, și anume că presa trebuie să vină să facă și cultură pentru cititor, nu doar femei scandal. Dezbrăcate și scandal și toate celelalte. Și accidente. Trebuie și să înțelegem lucrul ăsta. E adevărat că poate presa scrisă în general trece printr-un moment mai greu la nivel de țară, la nivel de lume până la urmă. Dar nici noi nu ducem foarte bine, să nu creadă cineva că noi ne lăfăim. Da. Dar, e greu, dar asta ne place dar, să facem. Da, încercăm să facem asta și faptul că avem cititori fideli, că avem colaboratori fideli care sunt mândri că publică în vertical. Și că care se sunt nasc... voluntari, trebuie să știe telespectatorii. Și care... Deci nu sunt plătiți acești colaboratori de la alte instituții care scriu articole de specialitate la noi în ziar.
dar o fac din ăsta și iată din că se nasc, da, se nasc lucruri, zicem noi, importante și după cum o să vedeți și în imaginile, după cum vedeți în imagine pe ecran, iată că suntem încurajați, cum a fost și această lansare de ieri. Sunt prezente oficialitățile, sunt prezenți foarte mulți copii și în același timp oameni de cultură ai județului care vor să, și n-au uitat că e nevoie și de carte. De fapt, cartea contează foarte mult și în ziua de astăzi. Se spune, e o zicere populară, n-ai carte, n-ai parte. Să știți că chiar dacă suntem în era informaticii și inclusiv noi a trebuit să ne adaptăm că n-am avut ce face la toate minunile tehnicii, n-am uitat nici de cărți. O să dăm drumul imediat la imagini ca să vadă telespectatorii și ce s-a întâmplat la lansarea cărții tale și care a avut o sală plină, ceea ce se întâmplă mai rar. Și au venit oficialități care și-au rupt din timpul lor, cu toate că asta e o carte a ta personală, da? Nu e a instituției, a școlii pe care o conduci, a inspectoratului, este o carte a lui Cornel Șomâcu. Deci, clar, da? Da, acum trebuie să spunem că e rodul unui proiect. Adică, de fapt, este finanțată printr-un proiect. Între copiii de la Maghieru, 25 de copii plus 5 cadre didactice, și copiii de la liceul Iosif Bem din Ostrolenca, din Polonia, există un proiect Comenius care vorbește de moștenirea comună din domeniul cultural. Și s-a potrivit perfect. Da, nu întâmplător. Că vorbim de Maghieru, da, ca și liceul de la Târgu Jiu, Colegiul Tehnic General Gheorghe Maghieru, deci general pașoptist în România, Iosif Bem, general pașoptist în Polonia. Deci legătura este mult mai profundă și la domeniul istoric. Așa a apărut ideea, noi deci la Maghieru exista o preocupare. Tu predai, da, eu predau și, spunem, da, predau și la acest și la Maghieru, și la, ești director la Bălești. Da. Și exista o preocupare, da, o preocupare mai veche și așa s-a născut această carte, a fost finanțată prin acest proiect și mai important, această carte care are și un rezumat consistent în limba engleză, va ajunge și în Polonia la copii de acolo, mai ales că 25 de copii polonezi se vor afla și în România timp de 2 săptămâni, la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie. Iar și se vor întâlni mai mult cu Maghieru și cu cea mai rău, cu moștenirea maghierilor se vor întâlni la Târgu Jiu. Da. Nu, și cu moștenirea reală. Moștenirea reală. Mai trebuie spus, înainte de a arăta imaginele, mai trebuie spus că noi, Verticalul, noi în SATV, tu ca director de școală și ca profesor avem o colaborare extraordinară cu Colegiul Tehnic General Gheorghe Maghieru, cu toată conducerea, cu elevii, există o fundație acolo, General Gheorghe Maghieru, cu care noi colaborăm prin asociația noastră ProVertical. Deci este un proiect în timp, nu numai acesta cu Menius, s-a consolidat, și o colaborare, da, acel, da, concurs vertical pe care și, da, simpozion pe care îl realizăm împreună. Și care se va desfășura și în acest an, da, în timpul cât va, deci apropo de internațional, vor avea prezență și poloneză chiar de pe 1 iunie este activitatea proiectată. Și apropo de ENSAT și de Vertical, să știți că la această carte colaborarea a fost mult mai mare. Deci numai faptul că multe din materiale sau multe din informații, pentru că bineînțeles când faci o carte trimiți la material, dar ele nu mai sunt chiar în aceeași formă. Le mai prelucrezi, dar bineînțeles, informația e aceeași. Această carte nu s-ar fi putut naște fără ajutorul Verticalului și a spune aici un lucru foarte important. Săptămână de săptămână Verticalul propune nu numai o pagină, e o pagină de istorie care în general o fac eu de, iată, 9 ani, dar vreau să vă spun că propune 3 pagini de istorie uneori, în sensul când vine și muzeul, 2 sigur că vin arhivele în fiecare număr, ca să nu mai spun că avem destul de mulți colaboratori care scriu și ei istorie. Acum dăm din casă, dar unele din materiale destul, doamna, de interesante pe istorie. Iar așa, da, un articol extraordinar, nu, despre... Vreau să spun însă altceva de data aceasta. Unul dintre colaboratorii pe pagina de istorie este chiar redactorul șef al ziarului, adică Aura Stoienescu, care a tot publicat diverse materiale de istorie destul de interesante. Da, dar eu spre partea de tradiție. Da, mai puțin pe partea de documente. Da, dar dacă sunt destul de mult citate materiale, ceea ce înseamnă că
E lucru foarte important. Da, ne mai laudăm foarte puțin, după care dăm drumul la imagini. Da. Trei lucruri vreau să spun, de fapt două, dar mi-ai amintit tu acum, apropo, și de ce scriu eu despre Gorj și despre trecutul Gorjului. Și eu mă documentez, să fim serioși, nu scriu așa din povești, dar și mult istorie orală folosesc. Destul de căutat în ultimul timp, da. Avem un feedback foarte bun. Cine nu îi place că ne laudăm să închidă televizorul, nu-i problemă, dar eu vreau să spun că asta e realitatea. Da? Deci, am rămas surprinsă, mergând la directorul Băncii Naționale, domnul Birău, parcă, da, nu mai știu prenumele. Gelu. Gelu Birău. Da. Am mers cu Verticalul, știți, vreau să fac o emisiune despre euro, cum s-a născut banul, cum nu știu ce, nu știu ce, că era ziua lui euro. Da? Și eu am un proiect pentru euro, dar nu vi-l spun acum. Așa. Pe care l-am discutat cu primarul orașului. Dar vorbim după aia, nu acum. Așa, și zic că știți și Verticalul, știu. Îl știți? Dar cum să nu-l citesc când vreau să îl cumpăr? Păi, îmi dați și pagina de arhive. Aflu acolo niște chestii care habar n-aveam că pot să le găsesc undeva. Informații, ce pot să afli dacă te duci la arhive, dar și documente transcrise. Deci, efectiv, e extraordinar. Și pentru ei, cei de la arhive, acea transliterare care o fac ei, o fac și prin Vertical, cum ar veni. Da. Și o aduc la cunoștință publică, ceea ce iar are obligația. Așa. Deci, odată, de la directorul Băncii Naționale, își zic că e onorabil dacă spune dânsul. Bine, că place este scriitorul și omul de cultură, Gelu Birău. Da. Așa, mai avem un feedback bun, de exemplu, stăteam de vorbă cu Oana Paloș, purtătorul de cuvânt al Consiliului Județean, și mi-a zis așa, măi Aura, salut Oana dacă ne vezi, zice, măi Aura, mă, îmi place de voi, păi ce am făcut, de ce? Bă, dacă vreau să aflu ceva despre Gorj, că ea n-a, trebuie să se ocupe de imaginea Gorjului, că asta e slujba. Fișa postului, exact. Da? Exact. Zice, dacă vreau ceva despre localitate din Gorj, despre ceva, despre trecutul Gorjului, despre Gorj în general, despre nu știu ce, nu știu ce, nu știu ce, dau pe Sfântul Google și dau de Vertical. Că e articol de-al tău, că e de-al meu, că e de la arhive sau de la alți colaboratori ai noștri, și spune Oana Paloș, colegă de presă de-a noastră, dar acum purtătoare de cuvânt la Consiliul Județean Gorj, că sunt foarte bine documentate și niciodată ce a citit în Vertical n-a aflat pe urmă că e fals. Că e greșit, că n-a fost bine documentat. Da, foarte important. Iaca. Iar ca să nu zicem că sunt anumite persoane care ne-au lăudat pentru că suntem noi prieteni cu ei, vedem feedback-ul de pe Facebook. Toate emisiunile în care se vorbește despre istorie și în care tu aduci subiecte despre istorie au foarte multe like-uri. Mai multe ca mine. Și acum, dragi telespectatori, haideți să vedem imaginile și Cornel o să ni le descrie, pentru că eu, din păcate, n-am reușit să ajung. A fost colegul nostru, Răzvan, îl salutăm. Și cu ajutorul lui și cu celorlalți colegi de la montaj și de la regie și de la tot studioul ENSA TV, în exclusivitate, pentru că n-a fost nicio televiziune, după câte am înțeles, da. Da? Vă prezentăm imagini de la lansarea cărții Moștenirea Maghiarilor. Am să te rog pe tine să ni le descrii. Da, vreau să spun că televiziunea a fost, în schimb presa scrisă a fost prezentă în corpore și lor. Probabil vor apare și poze pentru fotografii făcute cu acest eveniment. Da, vedem la această lansare, cum spuneam, a fost un eveniment care a cuprins două etape. Una dintre ele s-a referit la elevii de la Maghiarul implicați în trei proiecte europene, sunt 8 până la urmă în final, dar în acestea 3 au primit diplome și certificate pentru absolvirea cursurilor de limba engleză, de limba poloneză sau pentru efectiv pentru participarea la proiect, iar aceste diplome au fost acordate, după cum o să vedem puțin mai târziu în imagini, de către prefectul de Gorj, domnul Alin Văcaru, de către vicepreședintele Consiliului Județean, Ciprian Florescu, și de către domnul George Alexandrescu, inspector școlar în cadrul ISJ Gorj. Lansarea de carte Moștenirea Maghiarilor, iată, s-a făcut în prezența unor oficialități, reprezentantul Societății de Științe Istorice, avem reprezentanții arhivelor Muzeului Județean, care au și vorbit, după cum vedeți, au avut discursuri cu acest prilej. Au participat și alți oameni de cultură, au participat, spuneam, foarte mulți elevi, mulți sau o parte din ei fiind chiar elevi la clasă, trebuie să spun, dar au venit aici
în dublă calitate, aceea de elev la maghiară și participanți la proiect. S-a îmbinat una cu alta și asta a fost și mai bine. Le dai și un 10? Nu, de data aceasta nu, mai ales că, să spunem așa, știu unii că așa dintre... Se umplu sălile uneori. Există, din ce știu eu și acest lucru. Activități. Nu, de data aceasta ei au fost, să spunem așa, mobilizații și de conducerea liceului, dar în același timp au fost, pentru că această activitate a făcut parte inclusiv din proiect practic această întâlnire. Plus că sunt unii chiar au dorit să participe la eveniment, mai ales că noi încercam să-l facem încă de săptămâna trecută, să-l legăm de Sfântul Gheorghe, dar a fost datorită, să spunem așa, zilelor libere, după aceea a fost foarte strânsă și a trebuit să ne ducem în această săptămână. Din ce văd telespectatorii, iată, foarte mulți participanți au vorbit despre cele două manifestări, de fapt una singură, cum spuneam, cu două fațete. Spuneam prefectul de Gorj Alin Văcaru, Ciprian Florescu, vicepreședintele Consiliului Județean, George Alexandrescu, inspectoratul școlar, colegul nostru Ion Elena, da, Albinel Firescu, șef de secție în cadrul Muzeului Județean, Andrei Popete, de data aceasta în calitatea de reprezentant al Societății de Științe Istorice. Și colaboratori în SATV, da, și Vertical. Da, în același timp și anfitrionul, după cum l-ați văzut, al manifestării, fiind de data aceasta domnul Marius Buzerea, directorul Colegiului Tehnic General Gheorghe Maghieru și, de fapt, și un colaborator al nostru, că și la Vertical și chiar și la Ensat TV. După cum pot vedea telespectatorii, nu întâmplător această lansare s-a făcut la Muzeul Județean. Ați văzut sala care cuprindea niște creații ale elevilor din alte manifestări, dar trebuie să vă spun și altceva și vedem pe imaginile filmate de colegul meu despre această, să spunem, moștenire maghieru pe care o are Muzeul Județean. De câțiva ani, Muzeul Județean deține o sală dedicată maghierilor, o sală, iată, care o puteți vedea acum și în care vedeți biroul care a aparținut profesorului Ion Maghieru, nepotul direct al generalului Maghieru, copilul lui Romulus Maghieru, cel de-al treilea născut al generalului Maghieru. Această donație impresionantă, după câte vedem, deci obiecte de la obiecte de îmbrăcăminte, de la documente, de la obiecte mobilier. A venit un camion întreg, după câte mi-aminte. Știu că erau foarte emoționați cei de la muzeu când a venit donația. Aș vrea să ne spui tu cine a făcut donația, pentru că merită. Da, merită, a fost făcut, am vorbit puțin mai devreme, e vorba de Vlad Maghieru, acum aflat la 84 de ani, îi dorim multă sănătate și să mai vină în Gorj. Dânsul vine de obicei vara în județul Gorj pentru o vacanță de câteva, el trăiește la Timișoara, nu trăiește l-am în Gorj. L-am cunoscut și eu personal, te căuta pe tine. Da. La noi, la redacție. a fost de multe ori, chiar cartea cuprinde de fapt mai multe imagini din redacția Vertical, fosta redacție Vertical, că noi între timp ne-am schimbat sediul de când am făcut televiziune. Și trebuie să spunem că, apropo de această donație, ea are o poveste întreagă. Și anume, Vlad Maghieru n-a început cu această donație de la Muzeul Județean. A început donațiile în anul, să spunem așa, o relație mai strânsă cu Gorjul, începând cu anul 2005, și relația s-a stabilit între Liceul Maghieru și Vlad Maghieru prin intermediul lui Mădălin Bunoiu, acum prorector al Universității de Vest din Timișoara. După aceea, el a început să vină destul de des în Gorj, a primit și o parte din averea familiei, averea materială, e vorba de terenul în zona Cojan, Târgu Cărbunești, Albeni, e vorba de câteva zeci de hectare care au fost retrocedate. Iar după aceea, el a început să facă donații către biblioteca din Târgu Cărbunești, la început, apoi către biblioteca de la Liceul Maghieru, există o întreagă colecție Maghieru și în cadrul Colegiului Tehnic General Gheorghe Maghieru, iar abia apoi, la sfatul, și aici domnul Albinel Firescu spunea astăzi și de meritul, inclusiv al subsemnatului, dar de fapt era meritul în principal al lui Dumitru Bunoiu, bineînțeles, Marius Buzerea, eu, Albinel Firescu,
care am reușit să-l convingem pe Vlad Magheru să vină și spre Muzeul Județean, ba unele lucruri care le dăduse inițial la liceu, să meargă la Muzeul Județean pentru că acolo era locul lor. Adică la muzeu exista un spațiu să le depoziteze. Deci efectiv la liceu nu se găsea nici spațiu necesar pentru și ce nu vrea. Numai că sunt depozitate, dar sunt expuse publicului. Sunt expuse publicului, sunt conservate pentru a putea să fie efectiv în circuitul public. Deci la Magheru partea de mobilier chiar nu avea unde să fie pusă. Și apoi trebuie să spunem că în general în muzee când mergi, și nu vreau să fiu răutăcioasă, dar în muzee când mergi găsești în funcție de secol, de știu eu, perioadă istorică, anumite obiecte, da, care au aparținut perioadei. Dar ca să ai obiecte care au aparținut unei personalități a respectivei perioade, nu e așa de simplu. Adică una e să ai niște oase din preistorie, să ai niște obiecte, știu eu, de ev mediu, și alta este să le ai pe ale lui Magheru la Muzeul de Istorie, să le ai pe ale lui la Curtișoara, că acum îmi scapă primul nostru ministru. Gheorghe Tătărescu. Gheorghe Tătărescu, adică obiectele care au aparținut, biroul la care a lucrat, da. Fotografii de familie, adică da, foarte chiar important. Nu ne ducem în istorie la ea acasă, la personalitățile timpului. Nu la obiecte care aduc cu momentele și cu epocile respective. Foarte important. Au ce vedea vizitatorii. Din averea materială a generalului Magheru nu s-au păstrat foarte multe lucruri în Gorj până acum. Poate și din faptul că în ultimii ani de viață generalul a stat la București, într-un hotel, acolo a și murit în anul 1880 și lucrurile de aici încet încet au apărut certuri de familie, s-au judecat familiile urmașii săi ani de zile până pe la 1910. Practic s-au tot judecat pe averea care rămăsese de la general, în special pentru munții Puru și Petrimanu din zona Nova, zona de nord a județului. Dar ce vreau să spun, cu atât mai mare e meritul donației lui Vlad Magheru, pentru că ne întâlnim cu lucruri care au aparținut inclusiv generalului. Lucruri pe care cu siguranță un muzeu de la Timișoara, de la București și le-ar fi dorit. De fapt, cred că am și văzut cu ani în urmă într-un ziar și cred că de la Timișoara, de ziarul Agenta, chiar dacă îi facem publicitate, de fapt, din câte știu, nu e mai ziar, apare. Nu e, da. În ziarul respectiv am văzut un articol în care... Vinde cultură, nu vinde. Da, în care se spunea, de exemplu, era regretul, cred că un directorului de la muzeu din Timișoara, Muzeul Banatului, în care spunea și că, domnule, am avut această colecție la Timișoara, am avut aceste lucruri și au ajuns în Gorj. Deci recunoștea faptul ăsta cu regret. Bine, probabil atunci celor de acolo nu le s-a dat, deci nu le-a dat atât de importanță, pentru că din câte am înțeles, Vlad Magheru a încercat să meargă și spre muzeul de acolo, mai ales că Ion Magheru, tatăl lui Vlad Magheru și în același timp celebru profesor universitar în domeniul chimiei, poate primul care fondează o catedră și modernizează învățământul superior de chimie, de fizică din România. Ion Magheru e foarte cunoscut în zonă, apreciat, ba din contră, există un amfiteatru, cred, în facultate care se numește Ion Magheru și multe altele care amintesc un premiu și alte chestii. Deci erau destule motive să doneze acolo. Da, ca să doneze acolo. Iată că aceste lucruri, din fericire, au ajuns la Gorj și e meritul Muzeului Județean Gorj, Muzeului Alexandru Ștefulescu, că a știut să valorifice această colecție. A știut întâi să le obțină, da, și apoi să le valorifice. O parte din această valorificare, în colaborare, e adevărat, cu cei de la muzeu, este făcută și prin Cartea Moștenirea Magherilor. Și mai trebuie spus că la fel de bine puteau să ajungă niște colecții private, aceste obiecte care sunt de patrimoniu. Da, unele sunt chiar foarte... Au patina timpului clară și se poate dovedi că au aparținut familiei. Dacă nu mă înșel, există chiar obiecte de masă, deci linguri, furculițe care au inscripția familiei, nu? Da. Deci nu mă înșel, mi-amintesc că au le-am văzut familie atunci când au venit prima dată, când a venit și inclusiv, și puteau să ajungă și inclusiv private. Blazonul familiei, un steag al familiei pe care îl reproduce în carte, dar din aceeași colecție, că am făcut fotografii la aceste obiecte,
unele dintre cele mai valoroase le-am pus în anexele acestei cărți și pe parcursul cărții, cei care vor avea răbdarea să găsească această carte la librărie, în bibliotecile, pentru că cartea se află deja în biblioteca județeană, în biblioteca de la Muzeul Județean, de la Arhive, și există povestea, să spunem așa, ce se ascunde și în spatele acestei donații, dar mai ales a lucrurilor efective legate de familia Magheru. Îmi amintesc că la un moment dat îmi povesteai și scriai în vertical despre o biserică aflată la Cojani. Are legătură cu domeniul Magheru? Da. Așa îmi amintesc eu. Da, chiar de curând am reluat subiectul. E mult de atunci, dar prima dată am scris despre această biserică, cred că prin 2006-2007. Pe atunci nu scrisese nimeni. Între timp s-au mai găsit, să spune așa. Și foarte bine că au făcut-o, au tras un semnal. Biserica de la Cojani e construită la 1824-1825 și care este în lista Ministerului Culturii, deci ca monument de patrimoniu, este într-o stare deplorabilă. Se poate prăbuși de la în orice moment. Însă vreau să vă spun că semnalele până la urmă n-au rămas fără efect. Există un proiect, din câte știu, care a primit deja avizul Ministerului Culturii, acum rămâne să găsească și bani, să fie restaurată și să o avem măcar în circuitul turistic, pentru că e o biserică care la acest moment poate ar fi avut altă soartă dacă era în zona locuită, dar e undeva la Cojan, la vreo un kilometru, peste un kilometru de localitate, cândva aparținând în mijlocul domeniului magherilor, dar care acum practic este într-o zonă izolată și fără să aparțină cuiva, nimeni n-a avut grijă de ea. Deci timpul a avut o problemă în această privință, deci a fărâmat la practic această clădire. Am o propunere. Așa cum biserica familiei Colțescu a ajuns mănăstire și în jurul ei a fost construit, chiar dacă e tot la marginea Cărbuneștiului, este, nu e chiar în oraș, e undeva jos pe malul Gilortului. Era o biserică ce a fost părăsită, care era folosită pe timpul comunismului să adăpostească animalele bolnave, s-a făcut acolo un CAP. Și acum acea biserică, mănăstirea Cămărășească, că despre ea este vorba, a devenit o biserică, e adevărat, n-a început restaurarea ei ca și biserică, deocamdată s-a construit partea de chilii și așa mai departe. Dar de ce să nu ajungă și biserica de la Cojani o mănăstire, de exemplu? De ce nu? Da, măcar să fie restaurată ca și biserică și să fie un monument de vizitat, pentru că nu putem să ne mândrim sau să avem foarte multe clădiri de acest gen. Clădirea de acolo, într-adevăr, este terminată în 1825, începută ceva mai devreme. Și vreau să vă spun că magherii aveau o salbă de biserici în zona respectivă, din păcate toate sunt într-o anumită, deci unele au dispărut, aceasta se mai păstrează și mai sunt, că spuneam de moștenirea lor, există dovezi chiar pictate pe pereții bisericii la Bengești, la Bumbeș-Pițic, la Polovraj, la Mănăstire, la Vladimir, în care sunt pomeniți magherii, deci îi găsim cumva că au participat la schitul locurere, la Lainici, în care se vede și contribuția magherilor, deci au venit cu bani să ajute aceste biserici, pentru că era o familie în general avută la momentul secolului al XIX. E adevărat, în secolul 20, urmașii au decăzut din punct de vedere material. Dar poate deja ei intraseră în istorie, pentru că dacă am face, apropo de o trecere în revistă a acestei cărți, are un mare, să spunem, o realizare de care sunt mândru în această carte, este că practic plecăm de la momentul când ei vin în Gorj, și asta se întâmpla în secolul al XVII-lea. Să spunem și de unde vin. Din comuna Vârfurile, județul Arad. Deci ei sunt din Arad, se trag... Bănățeni. Da. Da, se trag, mai degrabă îi spun ardeleni, sunt la partea spre Ardeal și vreau să vă spun că cu timpul a rămas o ramură ardeleană, maghiar se numește, am avut un celebru profesor universitar, Teodor Maghiar, cred că și în anii din urmă, de după 90, s-au mai auzit de deci, familia Maghiar, care se pare că se leagă de această familie, deci avem o dată ramura ardeleană și avem o dată ramura Magheru din România, care a avut mai mulți,
să spunem așa, mai mulți copii ai, de exemplu, Ion Magheru n-a avut decât, deci nepotul general n-a avut decât doi copii. Dar Romulus Magheru a avut mai mulți copii, printre care Ion Magheru, cel mai cunoscut universitaru, și poetul George Magheru, și el cu o poveste interesantă. Și, de fapt, familia lui George Magheru și familia lui Ion Magheru au și contribuit la apariția ultimilor cărți despre maghieri, pentru că avem de-a face cu o carte apărută în 1983 pe urmele maghierilor, semnată Paul Cernovodeanu și Marian Ștefan. De fapt, cartea vine și cu cartea Moștenirea maghierilor, vine cu informații inedite pe acest domeniu. Vreau să vă spun că acea carte care a apărut în 83 are o poveste interesantă. S-a lucrat 5 ani la ea și inițial trebuia să aibă ca autori pe Paul Cernovodeanu, academicianul, regretatul academician care a murit acum câțiva ani, și pe Vlad Magheru. Din păcate, și lucrul este recunoscut, avem documentul prin care Paul Cernovodeanu îl numește coautor pe Vlad Magheru. Din nefericire, Alice Magheru, soția lui George Magheru, el murise în 1952, dar în anii 80, ea a impus, nu s-a înțeles niciodată cu Vlad Magheru, și a impus ca el să fie scos din carte. Apoi presiunile regimului comunist au făcut ca cartea să fie rescrisă pe urmele maghierilor în alt fel, cu o contribuție a lui Marian Ștefan, și Vlad Magheru să dispară, să fie amintit doar de faptul că a adus ceva contribuție. Dar, practic, informațiile din cartea pe urmele maghierilor, foarte multe din acele informații, mai puțin cercetarea documentelor de arhivă, au venit de la Vlad Magheru. Peste ani, același Vlad Magheru ne-a ajutat să scoatem Zestrea maghierilor, o carte care la momentul acela a fost o contribuție colectivă, în sensul că au venit și alți autori cu texte. Și tot Vlad Magheru, care m-a ajutat și în anii din urmă, tot discutând, tot colaborând practic la vertical sau chiar, cum spuneam, pentru acele colecții, să apară și această Moștenire a maghierilor, care, spuneam, cuprinde și un interviu destul de consistent cu dânsul, făcut în anul trecut, după ce anterior făcusem și un interviu de televiziune care cred că poate fi încă găsit pe internet. Tu ai făcut, mai adineau, și un interviu, sau s-a făcut cu tine un interviu la Radio chiar Craiova, astăzi, legat, da, de Radio Craiova, legat de cartea pe care ai scos-o. Noi invităm telespectatorii să o vadă măcar la bibliotecă, să o citească. Da, dacă încă nu a ajuns în librării, că e proaspătă, e... Da, e un prim tiraj. În asta cartea iese, vă spuneam, într-un tiraj destul de mare pentru aceste vremuri. Și, de asemenea, cred că vom încerca să avem și un suport... Să fie și o carte pe suport informatic. Electronic, da, suport electronic, pentru că deja se caută. Da, se caută chestia asta, și mai ales doleanța este a elevilor de la Colegiul Tehnic General Gheorghe Magheru, familiarizați cu partea tehnică. Cred că am putea să găsim, așa cum se uită și telespectatorii noștri și cei care ne urmăresc și pe Facebook și pe site-uri, se uită la emisiuni, se uită la citesc verticalul și toate celelalte, cu siguranță cred că ar fi atras și de aceste informații. Asta într-un orizont de timp de câteva zile sau, să zicem, săptămâni mai degrabă, că am înțeles că să punem de asemenea dimensiune există, trebuie să fie ceva, o anumită pregătire, cred că vom reuși să facem și acest lucru. Eu aș vrea, acum că mai avem doar câteva minute din emisiune, să fim un pic mai deschiși către toți telespectatorii și să îi ajutăm și cu amintirea despre ce a însemnat general Gheorghe Magheru în istoria Gorjului, pentru că dacă cei care au scris cartea, cei care sunt de aici din Gorj și noi, să nu uităm, ne vedem și pe internet, deci ne văd și din alte zone ale țării, ne văd și din lume, români plecați și care ne iubesc pentru că își mai aduc aminte de țară cu drag. Aș vrea să facem un scurt, despre carte am vorbit nu foarte mult, dar hai să lăsăm telespectatorii să citească această carte. Tu ai făcut așa o mică radiografie, o scurtă radiografie. Important e foarte important modul în care s-a născut și mă bucur că am detaliat asta și colaboratorii fără de care nu s-ar fi putut. Și îi lăsăm pe ei să citească în tihnă cartea,
chiar și în format electronic, dacă nu reușește să o găsească la bibliotecă sau ori să o găsească, de deci ea va fi și în librării, inclusiv în librării. Da, în Goș. În Goș. Poate sunt și telespectatori care vor și în alte părți ale țării să o citească, pentru că maghiarul este o personalitate națională. Să știți că de-a lungul anilor, de exemplu, pentru Zestrea Maghierilor, am avut comenzi la un moment dat de la o firmă din București, deci vreau să vă spun că ne-au comandat odată 20 de exemplare și odată 10, pe care Fundația Maghierucea, care a editat atunci cartea, le-a trimis acolo și au fost plătite, deci contra cost, am înțeles că erau cerințe de anticariat, ceva de acest gen. Deci cartea s-a văzut totuși la nivel național. E adevărat, într-un număr limitat de exemplare. Și la Biblioteca Națională. Da, bineînțeles, pentru că se ia acel ISBN-ul și pentru acest ISBN-ul, ca să fie confirmat, se trimit un număr de 10 exemplare din carte, care rămâne în depozitele Bibliotecii Naționale. Deci lăsăm telespectatorii Iensa TV să citească această carte și hai să vorbim acum despre Gheorghe Maghieru, generalul Gheorghe Maghieru, pentru că am tot vorbit despre moștenirea lui, dar poate sunt telespectatori care nu și-au împrospătat memoria legată de Gheorghe Maghieru, hai să o facem noi acum. Da, cartea vine mai întâi cu o lămurire și anume în ultimii ani era o controversă care logic ar fi fost să fie lămurită în anul 1983 când a apărut cartea Pe urmele Maghierilor, amintită de mine mai devreme, legată de nașterea lui Gheorghe Maghieru. De ce? Inclusiv Vlad Maghieru merge pe varianta că generalul s-ar fi născut în 1801, undeva în toamnă, pentru că există într-adevăr o precizare pe un minei, un document la o biserică, prin care se spune că, deci legat de fratele său și prin scădere ar rezulta anul 1801. Însă noi venim și demonstrăm așa, practic reluăm unele dintre ideile pe care le lăsa și Paul Cernovodeanu în urmă cu ani, și anume că este născut în anul 1804. Ne permitem să facem și o altă propunere, în sensul că luna de naștere probabilă a generalului, nu există documente clare în acest sens, este luna aprilie 1804, deci s-ar împlini exact 210 ani. Și luna asta. Da, și ne permitem acest lucru pe două idei. Anume, în 1850, când el era plecat afară, în sensul în exil după Revoluția Pașoptistă, generalul a fost obligat să-și facă pașaportul în 1850 și atunci a dat declarație că e născut în 1804. E adevărat, documentele lui aflate în țară la acel moment au fost distruse multe în vâltoarea Revoluției, dar declarația proprie confirmă anul 1804. Nu se spune luna, dar de regulă, mai ales în acele vremuri când nu aveam nu știu ce prenume și în general erau numele de sfinți care erau luate ca prenume și erau de persoane care, deci distanța e undeva foarte scurtă față de Sfântul Gheorghe. Cu Sfântul Gheorghe la 23 aprilie, probabil că generalul s-a născut undeva între 1 aprilie și 15 mai ca dată. Cel mai probabil este luna aprilie și dintr-un alt motiv, și anume precizările de-a lungul vieții legate de general sunt foarte active. Avem și o mărturisire la un moment dat că și-a sărbătorit într-un aprilie 1800, se bucura în 1857 că revenise în țară și se bucura că a ajuns la aniversare, a făcut-o în țară. Asta ar însemna că e născut în luna aceasta. Deci argumentele acestea m-au făcut să merg pe ideea aceasta. Pentru că nu avem timp foarte mult, generalul Maghieru are foarte multe merite. Îl știm toți de revoluționarul pașoptist, cel care a salvat Revoluția. Îl știm după aceea în Parlamentul României. De fapt, îl știm înainte ca și comandant de panduri. Îl știm ca prefect de Romanați, sudul județului Dolj de astăzi. Îl știm mai târziu după Revoluție ca deputat. Îl știm ca și șef al grănicerilor și multe alte ipostaze, însă pentru gorjeni, și acum vorbesc în special pentru gorjeni, că publicul nostru e în special totuși din Gorj, el are merite deosebite și să știți că personal cred că la Gorj și la Târgu Jiu ar trebui să aibă și mai multă importanță și o să vin după aceea la o propunere făcută de Albinel Firescu, chiar la această lansare, o propunere în premieră pe care o și-o va însuși și verticalul și o să o facă autorităților. Spuneam de generalul Gheorghe Maghieru că are merite la Târgu Jiu, gândiți-vă că este edilul
care face prima sistematizare a Târgu Jiului cu străzile drepte, retrage toate acele clădiri și începe cu ce? Cu proprietățile lui de la Târgu Jiu. Aceste proprietăți erau în zona de astăzi, deci cumva averea magherilor de aici de la Târgu Jiu, casele, se aflau în zona unde e acum Biblioteca Județeană, clădirea din spate spre Muzeul Județean. Cam în zona respectivă s-au aflat cele mai multe dintre proprietățile magherilor. Gândiți-vă că practic centrul orașului de mai târziu s-a făcut pe zona respectivă. Dacă n-ar fi început el, cine știe ce s-ar fi întâmplat. Și are două merite, a spune eu, excepționale. În timpul regulamentelor organice, generalul Chiseleva a pus la un moment dat sub semnul întrebării existența județului Gorj. Deci a pus problema desfințării, să nu mai fie pe hartă. Cel care are meritul de a fi salvat acest lucru să intervină la București și avea trecere pentru că fusese ofițer în armata rusă în timpul războiului din 1828-1829 este generalul Magheru. A făcut ce nu putea să facă nimeni la acel moment. A salvat Gorjul care există și astăzi. Mai mult, apropo de învățământ și faptul, nu numai că dă denumirea unui liceu și a unei școli generale din Albeni, și mai sunt licee în țară cu această denumire. Generalul Magheru pentru învățământ a făcut enorm de mult. Una dintre ideile sale, la Cojani, a înființat o școală, intenția lui a fost la un moment dat să strângă toți copiii din zonă, era învățământ gratuit, el o finanța și plătea și învățătorul, îi aducea, le dădea de mâncare copiilor. Un after school la nivelul secolului XIX, el a încercat să-l facă acolo, e adevărat că la un moment dat n-a reușit în totalitate, dar copiii din zonă au fost pe moșia maghiară și ăsta a învățat acolo în mod gratuit, finanțat de maghiaru. Mai mult, chiar la Târgu Jiu a fost dintre cei care a donat bani pentru prima școală publică de la Târgu Jiu, înființată în 1832. Sunt multe lucruri care le leagă și de învățământ. Bine, e o personalitate extrem de complexă și ce am făcut eu în această carte și cred că am reușit, am identificat câteva personalități care au avut o colaborare foarte bună cu generalul Magheru și prieten, colaboratori în Revoluție și oameni care s-au remarcat și ei. Și am să-mi amintesc aici Cristian Tel, care n-are, deci e tot gorjean și nu mai are nevoie de o altă prezentare în sensul că a fost revoluționar pașotist, Ioan Maiorescu, tatăl mai cunoscutului Titu Maiorescu, dar Ioan Maiorescu, cel care a fost și profesorul primilor doi copii, e vorba de Ghiță Magheru, fost primar al Târgu Jiului și el, și de Alexandrina Magheru. De asemenea, alții, Ion Câmpineanu, cel care de fapt a fost primul, care a făcut primul program revoluționar și care se trage și ca legătură de rudenie cu Magheru, și ar mai fi și alții, deci noi am identificat, am mers cumva, deci am plecat de la primii maghieri, am venit la generalul Magheru care are partea cea mai consistentă din carte, am mers pe copiii lui care s-au remarcat și pe urmașii urmașilor. Și pentru că remarcau până la adânci bătrâneții. Și am venit până în zilele noastre când un capitol destul de controversat s-ar putea să nască ceva polemici, acum le vom face față dacă se vor crea, de faptul că actualii maghieri, dintr-o altă ramură a familiei, sunt acuzați de colaborare cu securitatea. E vorba de ambasadori, dar care au fost demonstrați, deci colaboratori, cu acte în regulă. Noi publicăm un articol pe chestia aceasta, luat dintr-o revistă de prestigiu din România, revista 22, dar am făcut acest lucru tocmai pentru a vedea și în contemporaneitate ce se întâmplă cu maghieri. Și pentru că văd că te uiți că probabil timpul nostru a expirat, da? Spun un singur lucru. Albinel Firescu astăzi la lansare făcea o propunere pe care subscriu și eu și bănuiesc că și verticalul și în satul și sper să facem această propunere autorităților. Vlad Magheru, pentru câte a făcut pentru Gorj, pentru memoria familiei sale, dar care nu se leagă neapărat numai de memoria, deci de istoria locală, cred că ar merita un titlu de cetățean de onoare, nu știu, al Gorjului, al Târgu Jiului, mai degrabă la Târgu Jiu, pentru că a făcut foarte multe pentru acesta și să nu ne gândim, e vorba de un om de 84 de ani și care n-are nevoie de partea materială care stă în spatele unui cetățenii, ci doar de aceea recunoașterea meritelor sale. Și să ne gândim că Vlad Magheru este fiul lui Ioan Magheru, universitaru, cel care în 1937-38 venea la Târgu Jiu, de fapt începând cu 1935 a venit, a redescoperit mormântul generalului pe al fiului său și unchiului lui Ioan Ghiță Magheru,
la cimitirul municipal, s-au refăcut monumentele și în 37-38 publică o serie de materiale despre istoria familiei. Din nefericire, Ioan Maghieru murea la 50 de ani după ce a mâncat ceva în gara Filia și efectiv după o masă a făcut un icter de acest și a murit în câteva zile când tocmai era premiat de Academia Română. Da. Propunerea, cred că părerea mea va fi susținută și de Vertical și de ENSA TV. Nu văd de ce și cred că pot să spun în momentul ăsta că va fi susținută. Eu sunt convinsă că tu ai mai scris încă două cărți despre familia Maghieru. Au rămas multe materiale, da, au rămas materiale multe care nu au intrat în această emisiunea carte. Emisiunea noastră s-a încheiat. Le publicăm în Vertical. Da. Ne vorbim și publicitate. Da. Deci le publicăm în Vertical și în următoarea carte pe care s-o scos despre Maghieru, dragi telespectatori, citiți moștenirea Maghierilor, citiți cărțile lui Cornel Șomâcu și să dea Dumnezeu să rămână alături de noi până la adânci bătrâneți ale ENSA-ului și Verticalului. La revedere, Cornel, la revedere, dragi respectători! La revedere!